Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce faci cu Isus? O, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere, ca durerea mea. Plângerile lui Ieremia, capitolul 1, versetul 12. John Griffin, cel care a condus lucrările de construcție a unui pod basculant peste fluviul Mississippi, și-a luat într-o zi fiul cu el la muncă. După ce a ridicat masivul pod, pe când își lua prânzul, a auzit deodată fluierul trenului Memphis Express vuind spre pod. Sărind de pe platformă, a alergat către punctul de comandă ca să coboare podul. Uitându-se în jos, inima i-a stat în loc. Fiul său căzuse în angrenaj, iar piciorul i se prinsese între zimți. Disperat, a încercat să ticluiască un plan de salvare, dar nu era timp. Fiul său se afla acolo jos, în tren însă se găseau 300 de pasageri. Griffin a înțeles ce are de făcut. Ascunzându-și fața cu una dintre mâini, a apăsat butonul principal cu cealaltă. Exact la timp pentru a coborî podul, iar trenul a trecut huruind. Apoi, ridicându-și capul, s-a uitat cu lacrimi în ochi către geamurile trenului care trecea. Acolo erau oameni de afaceri care citeau ziarul, doamne care își sorbeau cafeaua, copii care mâncau înghețată. Nimeni nu a privit nici măcar o clipă spre clădirea de control și nu s-a uitat în jos spre acea cutie de angrenaj. În agonie, Griffin a strigat: "Mi-am sacrificat fiul pentru voi, oameni buni, chiar nu vă pasă?" Însă din cauza că trenul gonea, nimeni nu a auzit cuvintele tatălui îndurerat. În această zi, vinerea mare sau neagră, când ne gândim la crucea pe care Dumnezeu și-a jertfit fiul pentru fiecare dintre noi, să ne fie clar, la întrebarea ce să fac cu Isus, care se numește Hristos, pusă de Pilat în Matei, capitolul 27, versetul 22, există un singur răspuns corect. Astăzi îl accept ca Mântuitor și Domn.